Eu o văd din punct de vedere al parlamentarului care trebuie să voteze peste câteva minute acest Consiliu de Administrație al TVR și aud aici că doamna Ada Merțeșan, păreri pro și contra, unică este o bună profesionistă, domnul Boldu că nu ar fi așa profesionistă, dar toate converg în faptul că este o profesionistă în comunicare pentru PDL. Deci asta înseamnă că nu are ce căuta în Consiliul de Administrație al Televiziunii, dacă vrem să depolitizăm instituția asta, până la urmă trebuie să începem odată, și cu atât mai mult nu are ce căuta în funcția supremă din TVR, pentru că este recunoscută în momentul de față și de domnul Bodu care a intrat acum, despre o profesionistă a PDL-ului în comunicare, deci practic în ceea ce privește politica de imagine a PDL. Păi ce face?